Transilvania. Transilvania, înainte de a intra în România, înainte de a se uni cu România, era într-un soi de Uniune Europeană. România nu era. Domnule Prălipcean, România era un stat cu șapte milioane de locuitori, un stat singuratic. În vreme ce Transilvania făcea parte dintr-un imperiu cu 40-50 de milioane, de locuitori, un imperiu european care era un fel de uniune europeană, în care se vorbeau câte limbi? Vreo 10, 20. 10, 12 limbi, cam așa. Au un conglomerat de naționalități, deci un fel de uniune europeană firește, nu era democratică. <coughs> nu era uh, organizată cum este UE-ul. De asta era un imperiu. Nu se pune problema? Domnule, are o structură europeană uh -huh. cu administrație cu educație, cu instituții europene. Și Transilvania făcea parte din ea. Noi acum ne gândim sărbătoare, frumos, euforie, ciolan cu fasole și ne gândim că frații transilvaneni au venit așa de la sine la România. Nu este adevărat, s-au gândit mult până să vină aici. Demersurile lor vreme de decenii au fost nu în sensul unirii cu România, ci nici nu s-au gândit la asta. Ci în sensul de a obține un statut egal în interiorul monarhiei austro-ungare, de a nu mai fi discriminați, de a nu mai fi asupriți și deznaționalizați. Hotărârea de a se uni cu România a fost luată datorită, cu toate ghilimelele, Ungariei. Datorită autorităților ungare și a programului sălbatic, pe cât de sălbatic, pe atât de idiot, de deznaționalizare aplicat nu numai românilor ci tuturor uh, slovacilor și croaților și tuturor celor pe care îi uh, stăpâneau. Altfel să știți domnule Prelipceanu dacă studiezi puțin istoria constați că Transilvania ar fi putut să devină dacă uh, ungurii nu ar fi dus acea politică uh, uh, cruntă și falimentară împotriva lor ar fi putut Transilvania să devină o Elveție a Balcanilor. Cu români, unguri, germani, cu multiculturală, multietnică, multiconfesională. Asta ar fi putut să fie Transilvania, fără să se unească neapărat cu România. Și de ce am spus asta? Pentru că dacă România merge acum pe calea pe care o împing Dragnea, Tăricianu, Vâlcov, Ștefănescu, Rădulescu și compania, adică împotriva Uniunii Europene, spre scoaterea de facto a României din Uniunea Europeană, Transilvania nu va urma această cale, domnule Predician. Nu va urma. Transilvania a fost obișnuită să fie o țară europeană foarte mult timp spre deosebire de celelalte două țări române și nu va accepta așa ceva. Așa că mie, nu mi-e așa de teamă de proiectele autonomiste ale UDMR-ului, cât îmi e, deci nu de ungurii din Ardeal, ci de ce vor zice românii din Ardeal. Așa cum pleacă, pleacă milioane de români acum, avem cea mai mare diaspora din, din Europa așa cum ar putea la un moment dat să plece cu țară cu tot. Mm -hmm. Doar că nu, se, pentru că nu se mai regăsesc în Pentru că asta, dacă ne ducem noi, ne ducem în șanț în raport cu drumul față de Uniunea Europeană sau ne ducem într-o parcare din asta laterală cu coși de pepeni, mm -hmm. cu semințe pe jos, cu hârtii și peturi aruncate și ne uh, parcăm acolo... Transilvania nu va face asta.